Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, că și toate le faci pentru binele vieții noastre, că ne-ai odihnit în parte de noapte ce-a trecut și ne-ai pus la închinarea cinstitului și slăvitului Tău nume. Pentru aceasta ne rugăm, Doamne, dă-ne dar și putere să ne îmbrăznicim ascânta Ție cu înțelegere, a ne ruga de-a pururea și totdeauna căuta la Tine, Mântuitorule și Păcătorule de bine, al sufletelor noastre, lucrând cu frică și cu cutremur la mântuirea noastră. Ascultă-ne, dar, îndurate, și ne miluiește pe noi. Zdrobește sub picioarele noastre pe vrăjmașii noștri, nevăzuți și războinici. Primește mulțumirile noastre cele după putere. Dă-ne dar și putere să ne deschidem gurile noastre și ne învață îndreptările Tale, că nu știm ce să cerem, nici să ne rugăm cum se cuvine, de nu ne vei povățui Tu, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Și orice am greșit până într-o acest ceas, cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, lasă, curăță și iartă, Doamne, că de Te vei uita la fără de legi, Doamne, cine va putea suferi? Că numai Tu singur ești Sfânt, ajutător puternic și sprijinitorul vieții noastre. Și pe Tine Te binecuvântăm într-un toți vecii. Amin.